Prieteni, suntem iar aici cu Bruno, care mă mușcă. Sunt iar aici cu Bruno, care mă mușcă. Dar nu mai știe, nu mai să pupi. Hai dai pup lui Darko. Hai dai pup. Nu, dai pup lui Darko, nu mie. Că mi-e pe mine mai destul. Dai pup lui Darko. Hai pupă pe Darkuțu, hai. Hai pupă-l pe Darkuțu, hai pupă-l pe nenea Darko. Ia zi, ia zi, salut nenea Darko. Au, 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 nu mai tot linge. Pupa, sunt de servici. Codița. Au, au, au. Codița aia ta care dai din codiță de fericire, tu. Da, Bruno, da. Hai, fă cum, dă laba. Dă laba. Nu, lăbuța vreau, nu, dă laba. Dă laba. Dă-o, dă laba. Dă laba, mă, Bruno, mă. Uf, 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 blănoțul lui tata, Marele Alb. Zău, dacă nu seamănă cu Marele Alb. Stai, mă, păi dă-te jos, mă, Bruno, ce fel stai, mă, Bruno, mă. Jos, hai la dat. Hai vino cu el. Hai vino aici. Hai vino. Ia uitați-l ce fel să chinui să stea pe scândurile astea aici. Băi, cornezul. Ia uitați-le. Ia, hop, hop. Dar nu-i dau să-l doară, doar să mă joc cu el, știi? S-a făcut mare. Față de cum, cât era, s-a făcut mai mare. Doamne, are tendința să muște, deci să muște în așa hal. Ia de pup, de pup, pup la cameră, pup. Pup la cameră. Păi da, de ce te-ai pup aici? Nu mie, mă, pup la cameră. Pup aici. Pup. Ia. Așa, ca în telenovelii, tată. Opa, nu. Stai că rup husa la telefon și te bat. Te bat la figurată, nu la propriu. Nu vă gândiți că dau în el. N-am dat niciodată în câți câini am avut, niciodată n-am dat în câini. Nu sunt adeptul în a da în animale, indiferent ce-i câini, pisică sau să le chinui. Ah. Îi cert, într-adevăr, îi cert și nu mai vorbesc cu el, de exemplu, când era săgeție. Nu, nu-i voi. Dex, când era săgețică, da, că te-ai dat și tu jos după scândurile astea. De exemplu, când era săgețică, stai cu minte, nu mă mai mușca. Ai, mătura cu el pe aici pe jos, lua în dinți și o zi, vă spun sincer, n-am vorbit cu el. Pur și simplu nu am mai ieșit la el în ziua aia. Așa, trage. După cum vedeți, îl las să tragă. Nu, nu tare. Dă drumul, dă drumul. Lasă jos. Așa, trage mai încet, nu chiar tare. Ziua aia n-am mai ieșit la el ca să vadă că nu este frumos ceea ce a făcut, dar niciodată nu am dat efectiv să dau cu palma sau cu pumnul într-un animal, pentru că eu nu sunt. Bruno, nu-i voie, gata. Vezi, în momentul când i-am spus gata, deja știi că nu-i mai e voie. Și acum ce să mă pupe ca să... Stai, mă, Bruno, mă. Ia uite. M-am spălat. M-am spălat dimineață. Stai cu minte. Ia de tu jos de aici, așa.
Deci îl vedeți? Eu încerc să vorbesc cu el cât mai calm și cât mai frumos, ca să nu trebuiască să... Bine, chiar și dacă nu vorbesc calm cu el, nu dau în el, nu, cum v-am spus adineaori, nu dau în el, niciodată n-am dat în niciun animal. Am avut câini o grămadă, dar niciodată n-am dat în ei. Da, cam țipat, cam mult spus țipat, un ton mai ridicat la ei, da. Dar să dau un câini niciodată, pentru că sunt averea mea câinii. Ia uitați cum a pus laba. Deci îi iubesc căței foarte mult și niciodată nu aș da în el sau să văd că e maltratat. Maltratat. Stai cu minte, ia uite ce mi-ai făcut, bro. Lins, pupat, mușcat, zgâriat și toate felurile. De la ursulețul ăsta, mă, tu ești ursuleț sau ești cățel? Ia zi. Stai că uite, stai să-ți așez blana la urechea asta ce ai. Ei, dacă nu ai blana asta, nu. Uf, 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 blănița ta. Da? Deci niciodată nu. Mai bun, dar dă-te jos ca să ne putem și juca ca oamenii. Să ne putem și juca virgulă ca oamenii, că... Sau îi mai fac câteodată așa. Îi dau așa cu degetele ca să muște, știi? Dar nu să-i dau efectiv cu... Deci nu să-i dau efectiv cu palma. Îi dau așa cu degetele, uite. Ua, ua, ua. Ca să-l fac să muște, ca să-și întărească colții. Dar niciodată să dau efectiv cu palma. Ok, prieteni, până la un viitor video ne mai auzim. Că văd că maestru Bruno vrea să mă muști.